Rușii lovesc din nou aproape de România. 17 oameni au murit în urma loviturilor rachetelor rusești asupra unor blocuri din regiunea Odessa. Autoritățile din Ucraina spun că 10 de persoane sunt prinse încă sub dărâmături și că operațiunile de salvare sunt în plină desfășurare. O rachetă a lovit clădirea din orașul Bilhorod Dnistrovski, care se află la aproximativ 80 de kilometri sud de orașul Odessa, a declarat Ministerul Ucrainean pentru Situații de Urgență. În urma atacului a izbucnit un incendiu într-o clădire anexă a unui magazin. Potrivit unui comunicat, 14 persoane au murit și 30 au fost rănite, inclusiv 3 copii, iar operațiunile de salvare complicate de incendiu continuă. O altă rachetă a lovit alte două clădiri din apropiere, omorând 3 persoane, inclusiv un copil, au declarat echipele de salvare. Referindu-se la prima rachetă, Serhii Bratciuc, purtător de cuvânt al administrației regionale din Odessa, a declarat pentru televiziunea de stat ucraineană că unele persoane au rămas îngropate sub dărâmături, după ce o secțiune a clădirii de apartamente s-a prăbușit. Rachetele au fost lansate de un avion strategic din Marea Neagră, potrivit Kievului. Un comunicat anterior a estimat numărul morților la 10. Un lider militar ucrainean a declarat că numărul de lovituri cu rachete rusești asupra Ucrainei a crescut de peste 2 ori în ultimele 2 săptămâni.